Iubiții mei, astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, vom învăța câte ceva despre ceea ce este echivalent cu respirația în sufletul nostru. N-ar fi viață dacă n-ar fi. Ce este respirația? Foarte simplu și frumos a fost definit: este un schimb. Inspirăm, nu? Expirăm, schimbăm continuu. Schimbăm continuu. Ce este hrănirea, digestia, toate? Un schimb continuu. Lucrul acesta este un proces care se întâmplă nu numai la nivel fiziologic, dar el se întâmplă sufletește. Vorbim despre schimbători astăzi. Schimbătorii suntem noi, cei care schimbăm. Nu vorbim de schimbare ca transformare, ci vorbim despre schimbare ca tranzacție, cum a citit William. Ați observat că el a vorbit de o tranzacție. A spus de ce? De ce faceți tranzacția aceasta? Cântăriți argint pentru ceva care nu satură. Nu s-a văzut că nu satură. Nu. Dacă îl întrebați pe, pe, Simon Cowell, el o să vă spună, când m-a lovit în spate și mi-a rupt coloana în patru, în clipa aceea n-am avut niciun ban, deși avea 100 de milioane și în clipa aceea n-am fost nimeni. S-a terminat. Deci era nimic. Mi-am dat seama că este nimic. Pentru acest lucru atât de frumos ne-a invitat Bunul Dumnezeu astăzi aici, să învățăm să ne hrănim sufletele și așa cum am învățat cu ocazia trecută, să plecăm din locul acesta mai buni. Au fost unii sărmani care s-au adunat, cum spun, le scris Pavel, v-ați adunat să vă faceți mai răi și nu mai buni. Asta înseamnă că noi trebuie să ne adunăm pentru cu gândul acesta venim aici. Ajută-mă să plec din locul acesta, Doamne, mai bine de cum am venit chiar am întâlnit pe cineva săptămâna trecută și zice, noi ne ridicăm și plecăm, am simțit că atmosfera este neprielnică, ne-am ridicat și am plecat și am lăsat cu ei, trebuie astea așa să le facă, nu, nu ne trebuie așa ceva. Am venit în locul acesta cu rugăciunea și cu rugămintea ca Dumnezeu să îmbuneze viața noastră. Și vreau să spun un mare bun venit tuturor celor ce au venit la biserică, tuturor celor ce au venit în biserică și tuturor celor ce au venit în Hristos Iisus. Acesta este drumul nostru. Venim întâi la biserică, după aceea în biserică, după aceea în Hristos, așa cum spune Sfânta Scriptură. E adevărat că nu toți cei ce vin în biserică vin și la biserică și nu toți cei ce vin la biserică vin și în Hristos Iisus. Dar la aceasta suntem chemați prin Harul Bunului Dumnezeu și biserica are o singură definiție sub ceruri. Nu vreo etichetă denominațională, acestea au fost gândite într-un fel sau altul. Esența unei biserici este constă în faptul că ea conduce pașii omului care vine la biserică, îi conduce nu la ea, ci îi conduce la Domnul Hristos. După aceasta este cunoscută o biserică. Și aceasta este marea binecuvântare a vieții noastre. Trebuie înțeles că în momentul în care Dumnezeu binecuvintează un lucru, El nu blestemă pe celălalt. El a binecuvântat ziua în care suntem noi astăzi aici, dar a blestemat celelalte zile ale săptămânii. Din potrivă, când i-a spus lui Abraham, zice, te-am chemat, te-am binecuvântat ca să fie o binecuvântare pentru toată, toate neamurile Pământului. După acest lucru se cunoaște Binecuvântarea lui Dumnezeu, ea, ea coboară, vine în viață și apoi se răspândește pretutindeni. Acesta este semnul binecuvântării lui Dumnezeu. Când vine și este acaparată, aceea e tâlhărie, e hoție, este, e cu totul altceva. Dar când vine și vei fi o binecuvântare pentru toate neamurile Pământului, aceasta este ceea ce vine de la Dumnezeu. În vremea noastră. Asistăm la acest lucru și uh, suntem îndemnați de Cuvântul lui Dumnezeu să ne ațintim privirile asupra aceluia care este deasupra grâului și neghinei. Sunt unii oameni care și ațintesc privirile numai la grâu, nu mie să nu-mi spui de astea negative, eu nu vreau să... Uite, dacă spun sau nu, neghina e acolo. Ce să discutăm despre lucruri. Altul nu vede, nu mai neghină, e potrăvit, e veninos, e de toate, nu mai Și Asta e altceva. Nu. Ele împreună vor crește până la seceriș, a spus domnul secerișului. Acest lucru este plin de încărcătură. Domnul secerișului. Cel care știe să secere, să ducă în grânarul lui Dumnezeu greu să ducă la foc neghina aceasta, el este secerătorul cel mare. Și el a spus că amândouă vor crește până la uh, secerișul acesta care este judecata lumii și a omului în general. De aceea, iubiții mei, să avem mare încredere că niciun bob nu va cădea la pământ și niciun bob care nu trebuie nu va intra în împărăția cerurilor. Aceasta înseamnă, aceasta e lucrarea Domnului Secerișului. Și aș dori să apreciem adunarea noastră și biserica, ideea de biserică, nu în sensul în care zise cineva, ohoho, oh, biserica e sfântă, dar oamenii sunt păcătoși. În bazocuri a zis chestia aceasta. Nu, biserica nu e sfântă datorită oamenilor. Eu știu că Vladimirescu a zis că patria este poporul, dar, dar biserica nu este sfântă din cauza noastră, ci este sfântă din pricina celui care este capul bisericii, adică Hristos. Despre aceasta este vorba și... Noi nu am fost chemați, oh, n ai auzit ce corupți, unde, ce fac, ce drept, bine, piața e plină cu fel și fel de oameni. Noi ne ațintim privirile la căpetenii bisericii. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Cei care și-au ținti privirile uh, numai la greu sunt un fel de oameni sedați, uh, anesteziați cumva. Eu nu vreau să. Generația aceasta noastră nu suportă nici ideea. Aceasta e realitatea. Greu și neghină. Aceasta e realitatea. Iar alții și-au ținti privirea doar la ceea ce este rău și neghină. Au uitat de. De căpetenia Bisericii, care este Domnul Isus Hristos. Dar noi am fost chemați astăzi nu la o priveliște despre care a zis Moise, sunt îngrozit și tremur. Nu la aceasta am fost chemați, ci iată definiția Bisericii lui Dumnezeu. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor de duhurile celor neprihăniți făcuți desăvârșiți, de Isus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel, aceasta este biserica. La aceasta am fost noi chemați. Ea nu se rezumă într-un colț de sat la, cum spunea John Stott, The God of the Village, Dumnezeu satului sau nou, ci ea este aceea despre care a vorbit Mântuitorul nostru când a spus Evanghelia, aceasta merge în toată lumea, la orice făptură, orice făptură. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător astăzi și aș vrea să subliniez, nu promit că este ultima dată, iar o să mai zic treaba aceasta, că Biblia nu este lectură, ci este o trăire cu Duhul Sfânt, este o experiență cu Duhul Sfânt, călăuzitorul în tot adevărul, Vorbeam cu soția dimineața și zic, uite ce mi se întâmplă când sunt în genunchi, când mă pregătesc cuvântul acesta. Zic, parcă ar sta doamna învățătoare, cum a murit această doamnă învățătoare care s-a dus acolo de ziua dumnea ei la școală să ducă un tort, dar de fapt a trimis-o Dumnezeu acolo ca să protejeze niște vieți. O să aflăm multe despre istoria lor a fost, este un har de la Dumnezeu. Zic, simt acest lucru, ca și când învățătoarea stă și așa îmi ducea degetul pe abecedar, dar nu pot să uit clipa aceea. Îmi ducea degetul pe abecedar dar și țineam degetul, nu puteam să țin rândul drept. Îmi ținea degetul doamna Cornelia și hai citește și spune și fiecare cuvânt mă învăța să-l pronunț. Așa lucrează Duhul Sfânt cu noi. Predicarea Evangheliei, iubiți este o lucrare profetică, nu profesională. Nu. No. Aceasta este predicarea Evangheliei. Celelalte sunt oratorie, discursuri, nu, nu, nu are importanță. Dar predicarea nu pot să uit cuvintele domnului general Ioan Chiș. Dânsul spunea zice, predicarea este a vorbi în numele lui Dumnezeu, sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta e predicare. Și ascultarea predicii nu este o comunicare cu vorbitorul, ci este o comunicare cu Mântuitorul. Și atunci El ia acest cuvânt și îl transformă în inima noastră, în Duh și Viață, cum a spus El. Cuvintele mele sunt Duh și Viață. Aceasta este lucrarea pe care o trăim noi chiar în clipele acestea și de care nu trebuie să uităm niciodată. Ni s-a spus în Efeseni 6 cum să venim echipați, cum să fim în, în armați, în armați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, dar, iubiții mei, toate, toată această armătură duhovnicească pe care suntem chemați să o purtăm, are un numitor Noi și cu noi, vestea bună nu este o frază, nu este o, te o teorie, o teologie. Vestea bună este o persoană. El este vestea bună despre bunătatea și iubirea lui Dumnezeu întrupate între noi. Aceasta a fost uh, uh, povara vieții mântuitorului nostru. Dumnezeu este iubire. Acesta, acesta este finalul istoriei păcatului și punctul culminant al istoriei Universului. Un singur puls de armonie în care întreaga creație spune Dumnezeu este iubire. Iubiții mei, sunt încredințat că Dumnezeu va lucra cu noi și vom onora numele acesta care ne este dat de nume de creștin. Dar ce frumoasă a fost cântarea, chiar mă făcea atent soția, aparțin lui Isus. Păi hai până în coace, a zis doamna aceea și eu a spus, eu aparțin lui Isus. Aparțin lui Isus, nu lasă niciun sector al vieții noastre care nu este atins de lucrul ăsta. Nu se cade celui care aparține lui Isus să se dea mâna celui rău, nu se cade acestuia care aparține lui Isus să dea ce nu a lui mâna celui rău. Aparțin lui Isus înseamnă foarte mult. Așa că tema noastră de astăzi se referă la această tranzacție permanentă a vieții noastre. Iubiții mei, vreau să ținem minte aceste două lucruri. Unu, nimic nu se vinde, nimic nu se cumpără, totul se schimbă e vorba de un schimb. Am vândut, am cumpărat? Nu, ai schimbat. Ai schimbat ceva pe altceva. E un schimb. Tu nu plătești cu bani. Cât ai dat pe cutare? Am întrebat o tânără odată care purta semnele tranzacției. Cât te-a costat semnul ăsta? A înghețat scumpa de ea, pentru că și-a dat seama că nu întreb câți bani a dat pe sau cât valorează chestia. Cât te-a costat lucrul acesta? Știți că poetul ăsta român a făcut ceva în închisoare săracu, că a apărut pe ziarul Scânteia un articol acolo că ni se va da pâine gratis din Rusia. Pâine gratis, strigau ăștia care vindeau ziare, pâine gratis și poetul îl întreabă, zice, și cât costă pâinea aceasta gratis? Iubiții mei, pentru că suntem chemați să luăm seama la acest lucru, mă rog lui Dumnezeu ca întotdeauna mintea noastră să fie conștientă că facem un schimb. Așa a fost textul care l-a citit uilea. De ce, de ce trebuie să cântărim argint pentru ceva care nu știm că nu satură? Toată lumea știe, știm că nu s dar, cum s-a zis, banii n-aduc fericirea, dar zice că fiecare vrea să verifice personal chestia aceasta. Nu, e, nu este mulțumit cu faptul că a verificat istoria și lumea întreagă și s-a dovedit lucrul ăsta, dar vrea să verifice personal. Nu, nu e niciun problemă. În orice caz, vine un moment în care cursul vieții merge într-o direcție neașteptată și privită de noi ca nefavorabilă. nefavorabil. nefavorabil. Pe plaja de la Phuket era un copil care, înainte de tsunamis, era un copil care construise un castel de nisip, frățioare, a fost ceva de, de, de nemă. Toată munca, toată, toată atenția lui și arhitectura lui și toate ne mai nemaipomenite și apare că că soțipând, fugi, fugi, fă, Nu, no, el nu plecă, el are de lucru acolo la castel. Și atunci taică să se repede și îi dărâmă castelul ăsta de nisip, la pucă de mână, la a târât, pur și simplu și în urma lor a venit valul acesta. Se întâmplă uneori că Dumnezeu trebuie să dărâme castelul de nisip, care ne ține pe noi fără să, inconștienți față de primejdea în care ne găsim. Și uneori trebuie acest lucru. Cum a răsturnat Iisus mesele schimbătorilor? Ia să vedem dacă cineva ne spune de aici ce schimbau băieții aceștia în casa Domnului. Ce schimbau ei? Ce pe ce? Cine știe? Banii în moneda templului. Banii în moneda templului. Altcineva? Banii. Da. Ei schimbau sufletul lor cu banii. Asta se întâmplă acolo. Le-a făcut un rău Iisus că le-a răsturnat mesele? Mă gândesc că nu. El nu face răutăți. Mă gândesc că or să fie primii oameni care vor mulțumi. Doamne, îți mulțumim că ne-ai răsturnat mesele, că noi nu ne dăm seama. Eram așa de ocupați cu moneda că noi ne pierdusem sufletul. Și îți mulțumim că ne-am trezit ca dintr-un duș rece și ne-am dat seama că viața unui om nu stă în așa ceva. Și că vine un moment în care așa ceva, vorba lui Simon al nostru, nu mai are niciun fel de valoare. Ce-ar folosi unui om ne-a învățat mântuitor? nostru, să câștige lumea dacă e cu prețul? Nu, nu, nu ați zis. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă e cu prețul? Vieții sau al sufletului lui. Așa cum scrie în Matei 16, 26. Dacă și-ar pierde sufletul în tranzacție aceasta. La ce-ar folosi așa ceva? Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Există schimbul, acesta nu se poate ar trebui să fie de neînțeles și cu toate acestea se petrece. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar pierde pe sine? Și din nou persistă întrebarea, dar de ce cântăriți? În timp ce cântărești, nu te gândești ce dai și ce primești? Ce schimbi? Pe ce schimbi tranzacția aceasta? În timpul ăsta nu te gândești? S-a spus că suntem prima generație din istoria lumii care a abandonat ideea de Dumnezeu. Pentru că până acum, fie în păgânism, fie în creștinism, fie în toate religiile lumii, oamenii, uh, ideea de Dumnezeu era un dat. În fiecare conștiință. Să nu credeți lucrul ăsta, iubiți mei. Nu e adevărat că generația noastră a scos pe Dumnezeu, prima generație, nu e adevărat generația noastră a schimbat pe Dumnezeu cu euul ei. Omul modern este învățat, nu? Corect e ce fiecare, asta este corect pentru mine, corect pentru tine, corect, da? Păi avem vederi diferite față de un cablu pe care e 27.000 de volți, unul, eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău, mă rog, dar adevărul de fapt este unul singur, încearcă să atingi și să ferească Dumnezeu pe cineva. De aceea, Cuvântul Domnului ne învață acest lucru pe noi pentru că suntem în de Nu e scăpat nimeni de lucrul ăsta. Nu, nu, nu există om fără Dumnezeu. Există om care a făcut Dumnezeu din propria lui vrere, din propria lui gândire, din propriul lui eu. Nu e adevărat că e fără Dumnezeu. Dumnezeul lor stă în pumn, spune despre alții, sau un altul în viclenia lui, sau un altul în, în puterea averii lui, sau faimei lui, Sau acolo este Dumnezeul lui. Pe aceasta se dar nu că e fără Dumnezeu acest, acest om. Dar generația noastră nu este întâmplător în locul acesta. Oricine s-a despărțit de Dumnezeu, a pus în locul lui Dumnezeu propriul lui eu, propria lui ființă și cuvântul lui Dumnezeu întreabă lucrul acesta în Ieremia 2 cu versetul 11 și a schimbat vreodată vreun popor Dumnezei, ați auzit? Istoria n nu e martoră la așa ceva, măcar că ei nu sunt Dumnezei, niciodată n-au fost Dumnezeilor Dumnezei, dar dar ei, pentru ei asta erau. Și atunci continuă textul acesta, dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu e de niciun ajutor. Asta e asta, schimbul despre care, ăsta e schimbătorul. Și ce au schimbat? Cum se întâmplă asta? Păi ne spune Pavel în Romanul 1,23 Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor în omul muritor, cu un om muritor. Iubiți mei, Versetul 25 ne spune că lucrul ăsta înseamnă o tranzacție prin care cineva a schimbat în minciună adevărului Dumnezeu. Din pricina aceasta, consecința, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Din pricina aceasta. Din pricina aceasta i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Acesta e vremea pe care o trăim noi. Încotro ne îndreptăm? Ne îndreptăm spre ceea ce scrie în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Știți că uh, icebergul a fost văzut înainte să fie lovit pe Titanic. Când au, au, văzut, au țipat, iceberg, 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 iceberg. Și au încercat să evite. Însă și încercarea aceasta a fost fatală. Dacă ar fi lovit frontal, dar însă și încercarea aceasta a dus cu lateralul și a spart vasul pe distanța aceea și a rămas cu Încotro ne îndreptăm, noi încotro se îndreaptă lumea noastră cu acest eu în locul lui Dumnezeu, cu omul în locul lui, încotro se îndreaptă. Spre ceea ce scrie în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, omul fără de legii, fiul pierzării. Dar ce înseamnă omul fără de legii? Asta nu are lege? Nu, el însuși. Este Vrerea lui este lege. Și Mântuitorul întreabă, da, da, nu e de ieri, dar la altă treabă aceasta, din, din totdeauna este pe pământul nostru. Și întreabă Mântuitorul generația noastră și a lui. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele Lui. Bun. Dar întrebarea care se adresează unei minți, sper, sănătoasă și bună, este aceasta vrerea ta? E vrerea ta aceasta? Reprezintă lucrul ăsta, sufletul tău, alegerea aceasta pe care o faci, tu te reprezintă pe tine sau altcineva și altcumva în spate, e vrerea altcuiva. Voi vreți să faceți? Dar nu, nici măcar poftele voastre nu sunt acestea, sunt poftele lui. Să nu confundăm niciodată glasul conștiinței noastre cu vrerea noastră. Glasul conștiinței este Dumnezeu folosind instrumentul conștiinței, nu este vocea conștiinței, vocea lui Dumnezeu, dar cântă la acest instrument numit conștiință. Să nu confundăm lucrul acesta cu vrerea noastră. Iar când e vorba de vrerea noastră, vreau un lucru să iau că-mi place. Măi, băiatule, ești sigur că e plăcerea ta asta? Nu cumva cineva în spatele tău are un plan cu tine? Nu cumva treaba aceasta se termine cu totul și cu totul altfel și departe de ce ți -ai... Nu, îmi place mie. Sigur e plăcerea ta? Acum întrebați-l după, a fost aceasta plăcerea ta? E plăcerea ta să fii orb și să fii legat cu lanțuri și să dansezi ca un animal? Este aceasta plăcerea ta? Nu, nu a fost plăcerea mea, a fost altcuiva, al dar am crezut că... Zice, e păcatul meu ăsta. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu Nu tu ai inventat păcatul. A, o fată sărmană era într-o situație groaznică, plină de păduchi. Și crăpa de rușine nu mai putea, și am inventat eu pe loc o soluție, ca auzisem undeva o chestie, și am scăpat-o de păduchi acolo. Dar, dar eu i-am spus, uh, acum este mare doamnă, mai ne zâmbim câteodată când ne întâlnim. Uh, 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 eu i-am spus acolo, auzi, știi ceva? Nu purta tu rușinea a ceea ce n ai inventat. Nu tu ai inventat păduchii ăștia, zic. Nu, nu tu e. Ci că spune, e păcatul meu. Nu. Nu e păcatul tău. Nu te lăsa mințit. Asta nu e păcatul tău. E păcatul autorului. Trimite la autorul lui. Tu nu ai nevoie în viață de așa ceva. Ți nu-ți trebuie lucrul ăsta. Și trimite la autorul lui. Aceasta este ceea ce Dumnezeu ne cheamă pe noi să învățăm astăzi când discutăm despre această tranzacție a vieții. Schimbăm ceva pe altceva. Orice faptă care o facem, orice vorbă care o spune, este un schimb, este o tranzacție. Și nu plătim cu bani. Plătim cu sufletul. Și când aducem ceva, nu aducem ceva în casa noastră sau în contul nostru, ci aducem ceva în viața noastră. Dar să spunem, Hagai zice, tu vezi grinda care știi că e furată. O vezi acolo și îți aduce aminte imediat de unde ai luat-o. Grinda strigă în cugetul tău, știi ce ai făcut, știi în locul ăsta când ai trecut, știi, știi, despre ce este vorba. Grinda, păi da, zici, eu am adus grinda în casă, nu, no, ai adus un în suflet. E adevărat că ai pus-o acolo, dar ai adus-o suflet de fapt. Pentru lucrurile acesta ne luminează nouă Dumnezeu în mintea ca să nu ajungem acolo, să se ruga Abigail de Davis, să... n-aș vrea să te văd că te doare inima frățioare. În ziua aceea n-aș vrea să te văd acolo. Uite, ascultă astăzi și o să-ți fie bine atunci. A prevenit această cumplită situație. Dacă vă întreabă cineva cu ce s-a ocupat comuna din Paris, nu vă lăsați mințiți că s-a ocupat cu ordinea socială, cu dreptate socială, să dea muncitorilor hrană, mâncare. Nu, nu, aceasta este minciuna mileniului. Nu, comuna din Paris s-a ocupat cu înlocuirea lui Dumnezeu cu omul. A pus acolo zeita rațiunii, dar Carl Iles spune, zice, a pus-o pe, pe nevasta unuia de aici, dar zice, avea dinții cam defecți, dar asta a fost, ea era zeița rațiunii, în locul lui Dumnezeu. Și au pus omul în locul, în locul lui Dumnezeu, au zis la ei, ca să nu cadă în idolatrie, să nu aibă icoane sau statui, au pus omul acolo. Ce orbire poate fi mai profundă decât... Acesta a fost obiectivul. Toate mișcarea care ați văzut-o în țara noastră, noi am trăit sub comunism, tot acest neocomunism și neoateism cu care se confruntă lumea în care suntem astăzi, acestea sunt numai măști, e fațada, obiectivul este abandonarea lui Dumnezeu și înlocuirea lui Dumnezeu cu omul. Așa scrie Scriptura. Au întors spatele lui Dumnezeu și l-au au așezat în locul lui un om muritor. Acum, iubiții mei, aș dori să mergem împreună asupra unui lucru care va transforma viața noastră. Este vorba de raportul dintre voința noastră și voința lui Dumnezeu. Voința noastră nu este și sau trebuie să fie lângă voința lui Dumnezeu. Ci trebuie să ne uităm adânc și să stăm cât o oră pe zi meditând la scenele finale, ale Domnului nostru Isus Hristos și acolo în grădina Ghețimani, unde El a spus, Tată, voia ta e voia mea și voia mea este voia ta, voința noastră este una, sau așa cum citim noi frumos că ajungem acolo în care propriile noastre impulsii sunt gândul lui Dumnezeu. Este o continuă și o continuă înaintare spre identificarea noastră voiei și voinței noastre cu voința lui Dumnezeu. Generația noastră s-a îmbolnăvit de mândrie. Orice om care a abandonat pe Dumnezeu și l-a înlocuit cu eu, lui e bolnav de această mândrie. S-au considerat înțelepți și au nebunit. Au nebunit. Și au schimbat slaba lui Dumnezeu, a Dumnezeului nemuritor, cu un om muritor aceasta s-a întâmplat. Aici suntem noi în vremea aceasta și niciodată nu trebuie să cădem victimă acestui lucru, pentru că el nu se oprește aici, ci el va merge mai departe. Eu am venit în numele Tatălui meu, spune Mântuitorul nostru, și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Ioan 5, 43. Să ne rugăm la Dumnezeu să nu se întâmple lucrul acesta cu copiii noștri, și nici cu noi, și nici cu adunarea Domnului, nici cu aceea la care ne-a trimis Dumnezeu să slujim. Școala cristică a Domnului nostru Isus Hristos este deschisă în fața noastră. Nu trebuie să uităm și nu trebuie să ignorăm faptul că există o legătură foarte strânsă între nopțile pe care le a petrecut Domnul Hristos în rugăciune și ce se întâmpla în viața lui a doua zi. Acestea nu se întâmplau așa hocus pocus. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că este o legătură între setea lui din pustiu, 40 de zile și setea lui de pe cruce. A început cum e sete și a sfârșit cum e sete. Toate acestea au fost o pregătire a Mântuitorului nostru pentru clipa aceasta. Ne întrebăm de ce a fost scris așa de mult despre toată viața și atât de puțin despre toată viața și atât de mult despre ultima săptămână. Pentru că toată viața, cu tot ce s-a întâmplat la pregătit pentru această ultimă săptămână, tot ce s-a întâmplat în ultima săptămână la pregătit pentru ultima zi, tot ce s-a întâmplat în ultima zi la pregătit pentru ultima clipă în care el a spus s-a sfârșit. Nu, nu, nu poți să supraviețuiești jocurilor oamenilor dacă n-a trebuit să lupți toată viața împotriva batjocurii. Noi nu suntem născuți ca tine și alte lucruri de felul acesta. Suferința aceasta nu e întâmplătoare, ci ea pregătește sufletul nostru ca atunci când batjocoritorii vor vorbi sub cruce să putem să ne rugăm pentru ei. Asta, lucrul ăsta nu s-a întâmplat, n a venit asupra Domnului Hristos în, într-un fel magic. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel care putea să l zbăbească de la moarte și fiind ascultat, din pricina Evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Iubiții mei, mulțumim lui Dumnezeu că ne găsim în școala aceasta. Să nu cârtim și să nu murmurăm legat de încercarea vieții noastre. Este o pregătire. Vom da slavă lui Dumnezeu pentru fiecare cupă mare pe care am băut-o vreodată. Fiecare vorbărea, fiecare fel de suferință pe care l-am îndurat vreodată, va aduce roade în ziua aceea. Ne va ustura, ne va pare foarte rău pentru orice oră la care am chiulit, n-am învățat lecția aceea, ne va lipsi în ziua aceea. Pentru că Dumnezeu ia măsuri în viața noastră să fim pregătiți, sufletește, pentru acest moment care vine peste fiecare om, încercarea aceasta. Având în vedere acest lucru, să ne aducem aminte că toți cei ce-l ascultă, pentru ei numai, e pentru toată lumea oferta, dar rămâne numai pentru toți cei ce-l ascultă, el s-a făcut și este urzitorul unei mântuiri veșnice. Așa să ne ajute Dumnezeu. Tată, ceresc, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim. Vedem, în fața ochilor noștri, urma pașilor tăi, Doamne, ajută-ne să călcăm pe calea aceasta. Fă să nu ne abatem de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Te rugăm în numele Domnului Isus pentru generația noastră, pentru lumea în care trăim și lucrăm. Fă, Doamne, ca viața noastră să fie o binecuvântare pentru toți. Ajută, Doamne, ca lumina lumii să lumineze prin noi, în întunericul și negura care se ridică peste popoare. Și într-o vreme ca aceasta, te rugăm în mod special pentru adunarea noastră și pentru familiile noastre. Să continue să fie o lumină pe pământ. Fi, Doamne, binecuvântat prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.